Am revenit, suntem în direct, Mihaela Got, cu directorul Colegiului Național Emil Racoviță din Iași. Este de această dată invitatul jurnalului. Bună seara și bine ați revenit în jurnal. Bună seara și mulțumesc foarte mult pentru invitație. Despre învățământul în contextul acestei pandemii este subiectul din această seară, doamnă director. Cum mai exact se desfășoară orele de curs la colegiul pe care îl reprezentați? La Colegiul Racoviță, la fel ca în multe alte unități de învățământ preuniversitar din Iași și din județ, dar și din țară, cursurile se desfășoară după scenariul hibrid. Vorbim de scenariul galben, ceea ce înseamnă jumătate din colectivele de elevi sunt la școală timp de 2 săptămâni, grupele 1, celelalte grupe rămânând acasă, participând la ore, nu doar urmărindu-le, ci și participând la ore în direct, urmând ca elevii din grupele 2 să vină următoarele 2 săptămâni și se face rocada între cele 2 grupe de elevi. Acest lucru este posibil și datorită unor sisteme digitale, mă refer la cei care sunt acasă. Sigur că da, vorbim de sisteme digitale și echipamente pe care le avem la nivelul școlii, dar și, bineînțeles, dispozitivele pe care le au elevii puse la dispoziție de părinți. Au avut câteva cazuri înregistrate, solicitări din partea părinților, mai ales din partea acelora care au mai mulți copii, să le dăm în custodie echipamente. Am putut să rezolvăm și să venim în întâmpinarea tuturor astfel de cereri, pentru că am avut astfel de solicitări și din partea unor colegi, puțin la număr, ce e drept, dar am avut astfel de solicitări, am făcut față și mai avem câteva, sperăm să ne descurcăm dacă achiziționăm altele noi. Așa, vă propuneți, o să vorbim și despre asta, dar dacă ar fi să vorbim despre echipamentele din sălile de curs, în ce proporție sunt echipate sălile de curs cu aceste echipamente? Toate sălile de curs, vorbim de 34 de săli de clasă, sunt echipate cu ceea ce înseamnă, noi oricum aveam conexiune la internet, nu doar prin rețeaua fără fir, ca să spun așa, ci prin cablu, o rețea care până la momentul acesta, spre bucuria noastră, într-un fel, nu a făcut probleme, deci a făcut față rețeaua de internet pe care o avem în școală, laptopuri în fiecare laptop în fiecare clasă, videoproiector și acum și videoproiector și ecran de proiecție. Și acum, la începutul anului școlar, practic finalul lunii august, începutul lunii septembrie, am suplimentat cu acele camere video care să permită transmisiunea live și camera respectivă permite comutarea de la calculatorul din față, unde profesorul, dacă stă la catedră, să fie văzut de elevii de acasă și așa ca pe o scenă, într-un fel, în direct, comută în fața tablei, în așa fel încât elevii de acasă să vadă și tabla. Remarc că întâlnim aici o situație fericită, dacă e să ne raportăm cu alte licee, cu alte școli din județ, doar din Iași. Când ați făcut aceste achiziții? Când ați reușit să le faceți? Ceea ce am reușit noi să facem acum a fost practic să avem o foarte bună, nu știu, abordare, să spun așa, ceea ce aveam deja pe stoc, într-un fel. Fiecare unitate de învățământ, vorbesc de licee mai ales, colegii acele unități de învățământ care au organizat examene naționale ar fi trebuit să aibă un număr limitat, mai mic sau mai mare, în funcție de fiecare, bineînțeles, de camere web. Și noi am făcut apel la acele camere pentru că le-am păstrat, am avut grijă de ele, le-am păstrat, ceea ce am mai achiziționat a fost un număr foarte mic de camere și cablurile care au făcut practic legătura între laptop și camera care este montată undeva deasupra tavanului. Spuneți, adică, că... mă rog, imediat așa, sub în tavan aproape deasupra videoproiectorului. Spuneți că urmează să faceți și alte achiziții, despre ce e vorba? Da, sigur că da, intenționăm să facem și alte achiziții pentru că este normal, a fost o soluție pe care am găsit-o, după cum vă spuneam, eficientă în sensul în care ea a fost o soluție economică, cu puțini bani, ca să spunem așa, am găsit o soluție care ne permite participarea elevilor de acasă la ore în mod direct, ca să spun așa, în fiecare zi.
Dar aceste echipamente, după cum spuneam, unele dintre ele sunt vechi, sunt puțin uzate și atunci trebuie să investim în achiziția unor camere web mai performante, care să aibă și să permită, de fapt, o transmisiune mai bună, să permită un sunet, o calitate a sunetului mai bună, bineînțeles și o imagine care să fie de o calitate ridicată. Vorbim de asemenea, intenționăm să achiziționăm și un număr de tablete sau laptopuri suplimentare, în așa fel încât să facem față altor solicitări pe care s-ar putea să le avem din partea elevilor și a colegilor. La noi în școală avem în implementare și proiectul Rose. Ni s-a solicitat și de acolo, să spunem, intenția de a achiziționa echipamente și am ales noi, pentru că nu facem noi achiziția, ci vorbim de Ministerul Educației Naționale, Ministerul Educației și Cercetării, care face această achiziție pentru școlile, de fapt unitatea care se ocupă de managementul proiectului. Am introdus acolo, ne-am anunțat intenția pentru achiziționarea unor table interactive, care de asemenea să ne permită un alt, să spunem, standard al lecțiilor pe care le desfășurăm. Vă întrebam înainte să intrăm în jurnal dacă părinții pot contribui și ei cumva pentru aceste echipamente și care ar fi forma legală? Am avut astfel de solicitări și cred eu că vom mai avea. Am încercat pe cât posibil, pentru că există această, să spunem, tendință și o privire care nu este poate prietenoasă în momentul în care părinții vin în întâmpinarea școlii, deși cred eu că este un lucru extrem de important și le mulțumim pe această cale. Și mai ales în acest context, nu? Exact, pentru că niciun fond sau o contribuție din partea părinților care vine spre școală vine ca o investiție în educația copilului și până la urmă aceasta este una dintre cele mai importante investiții în educația lor. Există, bineînțeles, cale legală, vorbim de achiziționarea, lucrul acesta s-a întâmplat la două clase care au schimbat deja camera web de care vă spuneam. Ei au achiziționat, părinții au achiziționat camera, totul s-a făcut prin intermediul Asociației de Părinți, în contabilitatea acestei asociații și asociația face ulterior o donație școlii. Vorbim de părinți de la două clase de elevi, nu? Da. Așa spuneați dumneavoastră. Au fost proiecte care au fost date peste cap din cauza acestei pandemii, doamnă director? Bineînțeles, vorbim de câteva proiecte europene, parteneriate școlare pe care le aveam în derulare. Ele vor fi organizate în mediul online, așa cum ne-am obișnuit. O mare parte din viața noastră personală și profesională a fost transferată în acest mediu virtual, dar și de alte activități care ne sunt dragi nouă și care sunt deja devenite tradiție. Vorbim de conferința Iașmun, care va fi de asemenea transferată în mediul online. Vom vedea dacă pentru prima dată, așa în premieră, ca să spunem noi, să sperăm că va fi pentru prima și ultima dată. Așa. Știam mai multe detalii despre această conferință, filmasem în anii trecuți, o atmosferă foarte deosebită se întâmpla. O efervescență, a ceea ce înseamnă tinerii din ziua de astăzi, gândire critică, vorbit în public, competențe care se dezvoltă și la ore, dar mai ales în cadrul acestor activități de educație de tip non-formal. Activități pe care le prețuim și pe care încercăm să le încurajăm cât mai mult, în măsura în care o să ne permită, bineînțeles, și contextul. Și revenind la acest context al pandemiei, ați avut cazuri de COVID la colegiul Emil Racoviță? Am avut, din păcate, nu ne-a bucurat lucrul acesta, bineînțeles. Avem la acest moment înregistrate două cazuri la elevi și două cazuri la două cadre didactice. Sperăm să nu mai înregistrăm altele. Sunt, bineînțeles, și unii elevi în carantină sau în izolare. Cazuri în aceeași clasă sau în clase diferite? În clase diferite. A fost așa un caz fericit, în sensul în care primul caz
caz înregistrat a fost la o elevă care în săptămâna respectivă, cu 10 zile înainte să fie testată și să primească rezultatul pozitiv la test, ea fusese în mediul online. Așadar, nu interacționase și n-a trebuit alții... să izolați întreaga clasă, nu? Exact, exact. Iar în cealaltă clasă, ce măsuri a trebuit să luați? Iar în cealaltă clasă am hotărât în Consiliul de Administrație, am luat, bineînțeles, există o procedură pe care fiecare director o respectă pas cu pas și cu foarte mare responsabilitate. Se ia legătura în primul rând cu reprezentantul din partea Direcției de Sănătate Publică din Iași, informarea inspectoratului școlar județean și apoi are loc o întâlnire, o ședință a Consiliului de Administrație care hotărăște suspendarea anumitor ore pentru anumite grupe de elevi. Această hotărâre este comunicată mai departe inspectoratului, care transmite informația către Comitetul Județean pentru Situații de Urgență. Noi informăm părinții, elevii, le aducem la cunoștință perioada în care ei trebuie să evite și să stea departe de prieteni, de colegi și, bineînțeles, le transmitem încurajările noastre, sănătate, în așa fel încât să se întoarcă cu bine la școală. În toată această perioadă, de la începutul anului școlar și până acum, ce mesaje ați primit din partea părinților? Cât de implicați ei sunt, mai ales în această perioadă? Noi, la Colegiul Racoviță, suntem norocoși. Suntem norocoși și binecuvântați pentru că vorbim de elevi care provin din familii, după cum vă spuneam, ai căror membri, să spunem, adulți, vorbim de părinți, de reprezentanți legali, părinți care sunt conștienți de importanța educației. Suntem sprijiniți, parteneriatul acela care, despre care vorbește multă lume, care există între părinți și școală, este o realitate la noi. Mesajele care au venit dinspre părinți au fost, pe de o parte, unele de încurajare, de mulțumire, dar și mesaje care, prin care părinții își exprimau îngrijorarea, prin care cereau anumite clarificări, anumite lămuriri, mai ales a celor elevi care au fost, pentru care au fost suspendate orele și au trecut în mediul online. Pe de o parte, pe de altă parte, bineînțeles, tot în punctul acesta de vedere al lucrurilor pe care noi trebuie să le îmbunătățim. Inclusiv mesaje prin care ni se solicita îmbunătățirea acestor echipamente pe care le-am pus la dispoziție. După cum spuneam, lucrurile funcționează bine, dar așa cum spune motoul școlii noastre, mereu mai bun, deci trebuie să funcționeze și mai bine. Le mulțumim și le mulțumesc pe această cale părinților, pentru că sunt aproape de noi. Intenționăm chiar să mâine punem la dispoziție un chestionar pe care o să-l aplicăm colegilor, profesori, personalului nedidactic, didactic auxiliar și, bineînțeles, în primul rând, ținta noastră, să spunem, principală este să vedem care sunt acele aspecte pe care le văd elevii pe de-o parte și părinții pe de altă parte, că trebuie noi să le îmbunătățim. Chestionarea plecată elevilor și părinților și vedem ce vom afla într-un mod realist. În ceea ce privește distanțarea fizică, că e o distanțare fizică mai mult decât socială, se respectă în cadrul colegiului? Cum reușiți să-i faceți pe elevi să înțeleagă că trebuie să se respecte această distanță? Nu a fost nevoie, să spunem, să intervenim de foarte multe ori. Ei sunt, vorbim de adolescenți, vorbim de copii, de preadolescenți, de preadolescenți care pot să aibă tendința de a încălca o regulă. Însă ceea ce pot să vă spun este că majoritatea dintre ei au venit deja destul de speriați la școală, vorbim de data de 14 septembrie, în sensul în care ei sunt conștienți de importanța respectării acestor măsuri. Bineînțeles, cadrele didactice și le mulțumesc pe această cale și colegilor și pentru toată implicarea, cadrele didactice sunt printre ei, pauzele se iau în prezența profesorilor, elevii nu ies în afara clădirii, deci pe terenul de sport, afară neînsoțiți de profesori. Profesorii au pauze mult mai scurte, numai cât schimbă
o clasă, n-au o sală cu o alta la care trebuie să meargă imediat în ora următoare. Marcaje în curtea școlii am observat cu această... Sunt la noi mai puțină pentru că încă este în amenajare terenul de sport, acela special amenajat în cadrul proiectului european derulat de Primăria Municipiului Iași. Așteptăm să se termine lucrările și să inaugurăm și acel teren de sport. Deci sunt marcaje în curtea școlii, dar nu foarte multe, tocmai pentru că a fost și partea aceasta de lucrări. Am înțeles. La capitolul stocuri de dezinfectanți sau stoc de dezinfectanți. Cum stați? Stăm relativ bine, aș spune eu, spre bine, în sensul în care Consiliul Local și Primăria Municipiului Iași a mai să spunem dirijat și alocat fonduri suplimentare. Mulțumim domnului primar Mihai Chirica, este un adevărat sprijin. Puținele fonduri, să spunem, nu foarte multe, dar puținele fonduri care au fost redistribuite au prins bine. Oricum am avut și o vizită din partea reprezentanților și ai primăriei și ai inspectoratului și ai direcției de sănătate publică înainte să începem școala. Ni s-a, să spunem, promis tot sprijinul și așa a fost, bineînțeles, există o foarte bună colaborare cu toate instituțiile pe care le-am menționat mai devreme. Avem stocuri pentru următoarele luni. Așteptăm să vedem în ce măsură ele se vor epuiza. Cu siguranță, din timp util vom mai achiziționa și altele. Vorbim de dezinfectanți și măști pentru personalul didactic. Și... Nu este exclus scenariul roșu pentru nicio unitate de învățământ, clar. Sunteți pregătiți pentru acest scenariu? Suntem pregătiți, bineînțeles, conform prevederilor Ordinului Comun, trebuie să existe și un orar special, altul față de acela pe care mergem acum. După cum vă spuneam, sunt lucruri de făcut, de îmbunătățit. Suntem pregătiți. Dar mai pregătiți ca acum jumătate de an? Cu siguranță. Cu siguranță, mult mai pregătiți, știm la ce să ne așteptăm, cred că putem anticipa anumite probleme, clar avem o perspectivă mai clară, mai fidelă a ceea ce înseamnă orele în online și avem, bineînțeles, la acest moment și, să spunem, anumite abordări pe care le intenționăm să le implementăm, mai ales în ceea ce privește monitorizarea activității didactice desfășurate în mediul online. Și un aspect foarte important legat de mediul online, v-am întrebat despre platformele pe care lucrați. Sunt puse la dispoziție de către Ministerul Educației și Cercetării, practic. Două platforme gratuite și mai sunt altele, două sunt destul de puternice, noi folosim una dintre ele și mai avem o platformă educațională pe care o implementăm la noi în școală, tot în parteneriat cu Asociația Părinților. Colegii s-au obișnuit, am avut sesiuni de formare, să știți, ne-am pregătit, colegii de informatică au pregătit, i-au pregătit pe ceilalți colegi, am avut sesiuni informale între noi în așa fel încât să arătăm unul altuia cum se lucrează, cei mai pricepuți către cei mai puțin familiari în așa fel încât pe 14 septembrie să fim pregătiți. Ceea ce s-a întâmplat, am cerut și, bineînțeles, am apelat și la îngăduința părinților și a elevilor să aibă răbdare cu noi și au avut. Și le mulțumim încă o dată pe această cale, le mulțumesc și colegilor și să continuăm să facem în așa fel încât să se producă învățarea. Asta chiar și în pandemie. Vă mulțumesc tare mult pentru prezență, doamnă director. Și eu mulțumesc și noi mulțumim. Spor în toate dumneavoastră și colegilor dumneavoastră, dar și elevilor de la Colegiul Emil Racoviță. Mulțumim. Doamnelor și domnilor, jurnalul din această seară se încheie aici. Sunt Olga Moroșan și vă mulțumesc pentru atenție. O seară liniștită să aveți.